Hei, salut! Bine v-am regăsit! Azi vreau să discutăm puțin diferit față de cum o făceam sau cum am făcut-o până acum pe canalul meu de YouTube. Așadar, azi nu va fi un clip nici de fashion, nici de beauty, nici de ce mănânc. Clip pe care, by the way, știu că l-așteptați foarte mulți dintre voi pentru că am primit mesajele voastre, le-am citit și le-am băgat la cap, le-am notat. Însă urmează să fac și niște clipuri pe această temă, așadar stay tuned, adică dați subscribe. Subiectul despre care vorbim azi este un subiect de care m-am tot lovit în ultima vreme. Clipul de azi va fi mai mult un fel de story time, așa că faceți-vă confortabil în ceea ce stați acum. Vreau să fie o discuție cu voi, așadar simțiți-vă liberi să-mi lăsați comentariile voastre mai jos, să-mi spuneți ce părere aveți voi sau dacă ați avut tot felul de experiențe legate de subiectul despre care discutăm azi. Totul a început de la o întrebare pe care am întâlnit-o destul de frecvent în mediul online, mai exact pe rețelele de socializare, și întrebarea suna în felul următor. Cum te descurci cu hate-ul din social media? Și foarte multă lume urma să spună, după ce dădeam răspunsul, că eu cred că de asta nu aș începe să-mi fac un canal de YouTube sau un blog sau whatever, ceva de genul ăsta, tocmai datorită faptului că nu cred că m-aș descurca cu toată ura aceasta care este foarte ușor de aruncat. Primind întrebarea asta atât de des și răspunsul vostru atât de frecvent întâlnit, mi-am dat seama că sunt o grămadă de lucruri pe care nu le facem pentru că ne este teamă de ce vor zice lumea mai apoi. De ce vor zice cunoscuții noștri, de ce vor zice prietenii sau, mai grav, de ce vor zice anumiți oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem, cu care nu avem nicio tangență sau despre care n-am auzit în viața noastră și de care, până la urmă, ar trebui să ne doară un cot de părerea lor. Însă, da, lucrurile se ne afectează, părerea celor din jur, din păcate, de foarte multe ori influențează modul în care noi facem anumite lucruri sau nu le facem. Asta este subiectul despre care vreau să vă povestesc azi. Vreau să vă explic puțin despre experiența mea, despre ce am făcut până acum, cum am început de blogging, de YouTube și de toate treburile astea ce au urmat. Am început să fac blogging, sau mă rog, mi-am început blogul în anul 2012, eram pe atunci, cred că elevă în clasa 12-a. Eram super, super pasionată de modă. Bineînțeles, am terminat la design vestimentar. Așa că voiam foarte mult să fac ceva în domeniul ăsta. Nu știam exact ce vreau să fac, așa că îmi place foarte mult să citesc reviste de modă, să scriu despre modă și chestii genul ăsta. Așa că am ales să continui studiile cu facultatea de jurnalism. Au fost niște ani în care am acumulat foarte multă informație de care și astăzi mă folosesc. Am învățat foarte multe despre cum e să scrii un articol, despre cum să faci un conținut de calitate. Nu spun că trebuie neapărat să ai studii în domenii ca să faci ceva. Dacă ești bun în acel lucru, poți să fii autodidact și poți să le înveți pe cont propriu. Nu este neapărat să nu să faci o facultate dacă crezi că este cazul, însă pentru mine asta a funcționat, eu am învățat foarte multe la facultate și m-a ajutat foarte, foarte mult în ceea ce fac acum și în blogging, dar și în YouTube. Și așa mi-am început eu cariera, dacă pot să-i spun așa. Să știți că la început, bineînțeles că nu mă gândeam că o să fac din asta un job full-time, adică nu speram și nici nu am vrut să fac din asta, aveam alte planuri cu viața mea, însă am descoperit că îmi place foarte mult să fac lucrul ăsta. Puneam foarte mult suflet, am avut și ajutorul potrivit în acest sens și lucrurile au evoluat foarte frumos și au mers de la sine foarte frumos, nu a fost nimic forțat, nu am început să scriu eu companiilor, hei, dați-mi și mie o bluză pe gratis să vă fac reclamă, nu a fost nimic de felul ăsta. De colaborările pe care le-am avut de la început și până acum au fost colaborări în care am crezut, colaborări pe care și am vorbit despre produse pe care eu le-am testat în primul rând și care mi-au plăcut. Niciodată nu am făcut o chestie numai pentru că, nu știu, mi s-a oferit gratuit și a trebuit să o postez. Care chiar nu mi-au plăcut, nu le-am postat și, bineînțeles, au fost lucruri care nu mi-au plăcut și nu au ajuns niciodată pe canalele mele de YouTube sau social media sau așa mai departe. Am început și YouTube-ul prin 2016. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult și asta și vreau să continui să o fac. Vreau să pot să transmit celor care mă urmăresc anumite lucruri. Am avut ideea asta prin ceea ce fac eu pe blog și pe YouTube pot ajunge să inspir anumite persoane sau pot să ajut sau pot să ofer anumite sfaturi și recomandări acolo unde este loc de așa ceva. Și asta este motivul principal pentru care m-am apucat
de blogging și de vlogging ulterior, pentru că am vrut să ajut, să aduc un aport în viețile celor care mă urmăresc. Sinceră să fiu, eu am renunțat să mă uit la televizor, îl folosesc doar pentru a urmări clipuri pe YouTube. Toate informațiile și toate, nu știu, când înainte să-mi cumpăr, de exemplu, un produs, de cele mai multe ori intru pe YouTube și mă uit la tot felul de clipuri. Sunt și eu un mare consumator la rândul meu de content. Fiind în acest domeniu, mi-am dat seama de faptul că poți foarte ușor să cazi în capcana... Ninja, afară, nu mă pot concentra. Adevărul este că din toată experiența asta pe care am avut-o cu online-ul până acum, am învățat foarte, foarte multe lucruri. Unele sunt bune, altele nu sunt atât de bune. Însă, un lucru pe care l-am învățat și care este valabil pentru oricine, chiar dacă nu ești mare vlogger, youtuber, blogger sau ce vrei tu, chiar dacă nu ești o persoană faimoasă pe social media, este faptul că atunci când alegi să te expui în online, evident că vor fi păreri pro și păreri contra. Un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere înainte de a face orice, fie că vorbim despre a face YouTube, fie că vorbim despre a-ți începe, nu știu, afacere, un magazin online sau așa mai departe, este faptul că oamenii sunt oameni. Oamenii sunt diferiți, în primul rând. Un lucru care este foarte bun, pentru că nu putem să fim cu toții la fel. Iar ceea ce mie îmi place, s-ar putea ca ție să nu-ți placă. Sau ceea ce mie mi se pare frumos, s-ar putea ca ție să nu ți se pară frumos. Este un lucru normal și asta este frumusețea în lumea asta, că este diversitate și trebuie pe parcursul vieții, cu cât o facem mai repede, cu atât e mai bine pentru noi, să înțelegem că fiecare om are dreptul la părerea lui, fiecare om are dreptul să aibă o părere diferită față de tine și că trebuie să o acceptăm așa cum este ea. Pe de altă parte, social media este o sursă infinită de inspirație. Social media este locul în care poți ajunge să cunoști și să legi prietenii cu oameni pe care în mod normal nu ai avea ocazia să-i cunoști. Poți ajunge să vezi locuri pe care în mod normal poate nu ai ajunge să le vezi dacă nu ar exista internetul. Per exemplu, eu prin Instagram am cunoscut persoane din alte părți ale globului, persoane care mi-au devenit între timp prieteni pe care, sincer, abia aștept să-i cunosc atunci când va veni momentul, dacă se va întâmpla asta. Prin social media am avut ocazia să cunosc oameni minunați, am avut ocazia să fiu super inspirată în foarte multe domenii din viața mea atunci când, nu știu, caut inspirație. De cele mai multe ori mă duc la conturile pe care eu le urmăresc și care mă inspiră și îmi găsesc inspirație de cele mai multe ori. Și consider că asta ar trebui să fie, de fapt, social media. Social media ar trebui să fie un loc în care cu toții să ne găsim inspirația, un loc care să ne facă, să ne ușureze viața, nu un loc care să aducă frustrări, nu un loc care să creeze dispute, nu un loc în care să se arunce cu ură, bagiocoră și tot felul de chestii de genul ăsta. Bineînțeles că odată ce te afișezi în online, din start trebuie să fii conștient de faptul că există cârcota și nu poți să închizi gura nimănui, nu ai ce să faci, asta este, trebuie să accepti și bune și rele. Însă, eu cred că dacă am înțelege cu toții că lumea aceasta este diferită și că fiecare dintre noi are dreptul să-și spună părerea, toate lucrurile ar deveni mai frumoase. Și poate sunt naivă când spun lucrurile acestea, însă mi-aș dori ca prin ceea ce vorbesc eu astăzi să facem lumea mai conștientă de faptul că cu toți avem loc pe planeta asta. Internetul este incredibil de mare și din fericire este loc pentru toată lumea. Și pentru lucrurile care ție îți plac și pentru lucrurile care mie îmi plac și poate pentru lucrurile care mie nu-mi plac, dar toți sunt acolo. Cu toți avem loc. Nu ar trebui să existe concurență, nu ar trebui să existe răutate în acest domeniu, pentru că până la urmă lumea este foarte mare și când vorbim despre social media nu este ca și cum vorbim despre un restaurant. Dacă tu în seara asta mergi la restaurantul X, nu mai poți să mergi și la restaurantul Y, pentru că nu poți să mănânci în două părți, numai dacă mergi acolo la un desert și dincolo mănânci eu supă, de exemplu. Pe YouTube și pe Instagram și pe toate platformele acestea pot să intru azi la X și pot să intru peste două minute și la Y și să-mi placă ambii la fel de mult. Pot să consum contentul creat de X și pot să consum și contentul creat de B, de exemplu, și să-mi placă la fel de mult. Pot să dau like și la ăsta și pot să dau like și la celălalt. Pot să dau share la ambii dacă vreau. Nu este o chestie, gata, doar pe tine mă focusez și nu mai am voie să găsesc alte persoane care să mă inspire sau să găsesc anumite lucruri în comun cu ei. Adevărul este că, într-adevăr, viața pe care o prezintă foarte
multe persoane pe Instagram, pe YouTube, chiar și pe blog, nu este așa cum pare în imagini. În spatele fiecărui articol pe blog este foarte multă muncă, în spatele fiecărui clip pe care îl vedeți pe YouTube este foarte multă muncă, de multe ori și în spatele unei postări simple pe Instagram este multă muncă. Cei care faceți lucrurile astea știți că o poză bună necesită aparatură de calitate, investiție de fapt în aparatură de calitate, necesită timp, necesită aranjarea unui decor, necesită mai multe lucruri. Asta este unul dintre motivele principale pentru care ar trebui să încetăm cu toată hitereala asta. Adică, simplu, frate, dacă nu-ți place, move on. Lumea este mare, internetul are loc pentru toată lumea. Așadar, dacă nu-ți place ceva, mergi mai departe, pentru că și persoana pe care tu o jignești sau pe care o batjocorești a depus muncă pentru a face anumite lucruri și lucrurile pe care poate tu le consideri jalnice, penibile, lipsite de substanță și așa mai departe, s-ar putea ca altcineva să le găsească utile sau s-ar putea ca altcineva să le considere poate amuzante, poate, inspiraționale. Așadar, haide să încetăm cu lucrurile astea. Dacă nu-ți place, pur și simplu mergi mai departe. Nu este necesar să aruncăm cu ură, nu este necesar să aruncăm cu jigniri. Răutatea și băgiocura nu va duce niciodată nicăieri. Niciodată bagiocura și ura nu vor rezolva problema. Dacă chiar vezi o problemă într-o persoană, poți să-i spui frumos, într-un mod în care să accepte lucrurile. Tot timpul eu am fost o persoană care am apreciat critica constructivă, am apreciat persoanele care știu să-ți spună un lucru negativ, dar în așa fel încât să-l accepti și poate să-l iei în considerare sau să-l iei în considerare. Mi se pare foarte greu să poți să fii o persoană care, atunci când ceva nu-ți convine, să te calmezi și să încerci să vii cu un sfat util în cazul în care poți să faci chestia asta. Și în loc să începi să jignești și să vorbești urât despre o persoană, numai pentru că ceva nu este pe placul tău, ai putea să vii să spui un lucru, mai frumos. Poate că așa vei rezolva ceva din toată problema, însă doar așa. Oamenii care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi sau oamenii care poate nu împărtășesc aceleași opinii sau valori pe care le avem noi. Eu zic că ar fi bine să move on, adică este atât de simplu să mergi mai departe, este atât de simplu să dai un simplu unfollow decât să arunci un cuvânt negativ. Și asta este un lucru pe care eu nu-l înțeleg și aș fi interesată să văd ce părere aveți și voi în legătură cu chestia asta. Nu înțeleg de ce un om, în loc să meargă mai departe, să dea un simplu unfollow sau să dea un simplu scroll, trebuie neapărat să scrie un lucru urât, un comentariu negativ sau să jignească anumite persoane. De foarte multe ori rămân șocată când văd cum unii oameni pot să fie atât de agresivi în social media. Ideea este că noi suntem liberi și putem să ne filtrăm foarte ușor informația pe care o avem în feed-ul nostru. Dacă ceva nu ne place, foarte simplu putem să dăm unfollow, foarte simplu putem să dăm un dislike dacă chiar nu putem să stăm liniștiți. Nu am înțeles niciodată de ce fac oamenii lucrul ăsta. Adică și eu, personal, am întâlnit de-a lungul timpului conturi care, nu erau pe gustul meu, conturi care au fost pe gustul meu cândva și mai apoi și-au schimbat direcția în care au mers și nu mi-a mai plăcut sau nu m-am mai regăsit în conturile pe care le-au creat acei oameni și astfel le-am dat unfollow. Și nu mi se pare nimic greșit în a face lucrul ăsta, de a avem acolo butonul follow și unfollow. Adică dacă nu-mi place ceva, pur și simplu dau unfollow și merg mai departe, continui viața. Nu are sens să pierd timp uitându-mă la lucruri care nu mă ajută cu absolut nimic. Cred că este prostie din partea noastră să ne pierdem timpul, care este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem primi, uitându-ne la niște conturi care nu ne ajută cu absolut nimic. De ce în timpul în care stai să bagiocorești o persoană, de ce în timpul ăla nu poți să faci ceva pentru tine? Un lucru care să te facă pe tine o persoană mai bună, un lucru care să te ajute pe tine. Nu cred că o ajută pe nimeni și nu o să ajute pe nimeni niciodată ura, bagiocora, răutatea, comentariile negative. Ca lumea să tacă din gură și să nu vorbească și să nu spună nimic despre tine, ar trebui să stai închis între patru pereți toată ziua, să nu miști un deget și să nu scoți un sunet. Pentru că în momentul în care scoți un sunet, s-ar putea ca cineva să audă și să nu fie într-un totul de acord cu ceea ce spui. Cred că este păcat să nu faci acele lucruri pe care îți dorești să le faci doar de frica sau de teama că cineva ar putea să nu fie de acord sau că cineva ar putea să zică un lucru negativ despre ceea ce tu faci. Cu siguranță vor fi oameni și în orice lucru pe care îl faci, orice lucru, chiar dacă nu are legătură cu social media, totodată consider că nu ar trebui să ne influențăm
deciziile și să ne bazăm viața pe social media și pe postările pe care le regăsim acolo. Tot timpul cred că trebuie să avem un filtru prin care să trecem toate lucrurile. Trebuie să știm în aceeași măsură că social media is not real life. Și că tot ce vedem acolo nu este viața adevărată. În spatele fiecărei fotografii, în spatele fiecărui video și în spatele fiecărei postări pe blog se ascunde muncă multă și de multe ori nu este așa de glamorous cum sunt prezentate pe Instagram foarte multe lucruri. O altă prostie este, din punctul meu de vedere, să te compari cu alții din social media. Nimeni nu este tu și asta este cea mai mare superputere a ta. Este un clișeu, însă dacă stai bine să te gândești, este adevărat și este prostie să ne amăgim viața cu Instagram-ul sau cu pozele perfecte pe care le vedem acolo. În fond și în realitate nimeni nu este perfect. De cele mai multe ori nimeni nu va posta pe Instagram sau pe rețele de socializare lucrurile nasoale prin care trece. Toată lumea vrea să vadă și să audă lucruri bune, pozitive, frumoase. Nimeni nu prea stă să asculte lucrurile negative. Pe lângă toate pozele frumoase de pe Instagram și de pe YouTube și așa mai departe, videourile frumoase, să știți că toți suntem oameni și cu toți avem zile bune și zile mai puțin bune și zile chiar proaste. Oamenii intră pe Instagram pentru a scăpa puțin din realitate, poate pentru a evada puțin, pentru a-și găsi surse de inspirație, poate pentru a se încărca cu energie pozitivă și cum ar fi ca dintr-o dată să vedem toți pe Instagram numai problemele pe care le avem în viață și nu lucrurile frumoase. Poate ar deveni un loc mai real. Și bineînțeles, nu există om care să nu aibă și zile proaste sau întâmplări nefericite. Până la urmă, din întâmplările nefericite și din întâmplările proaste și din zilele proaste sau din greșeli, învățăm. Devenim oameni mai buni și ne dezvoltăm ca și persoane. Prin urmare, comparația sau acea impresie de viață perfectă pe care o avem despre anumite personalități sau persoane pe care le urmărim pe social media ar trebui să dispară. Așadar, dacă, nu știu, ai avut un plan să faci un anumit lucru în anul acesta și nu ai avut curaj să-l faci din pricina mai multor motive, poate din teama de ce zic oamenii, poate din teama de a fi respins, poate din teama de a... sau poate din teama de a nu fi la fel de bun ca oamenii pe care tu îi urmărești, ferește-te din a face aceste lucruri. Pur și simplu fă. Răutatea, bagiocura și ura niciodată nu au fost soluția. Nu sunt cool absolut deloc. Dacă cineva se crede cool numai prin faptul că jignește o altă persoană sau dacă cineva a avut ideea asta vreodată, foarte, foarte trist, pentru că nu este cool să faci chestia asta, nu este frumos. Vorbele urâte spun mai multe lucruri despre persoana care vorbește decât despre persoana despre care vorbește. Cam asta a fost micul meu speech de azi. Am simțit nevoia să discutăm puțin mai mult decât să vorbesc despre modă, frumusețe și lifestyle, pentru că de cele mai multe ori este așa o idee foarte proastă creată în jurul faptului că dacă acorzi o atenție deosebită machiajului sau dacă acorzi o atenție modului în care te îmbraci, ești o persoană superficială, o persoană care doar asta vede. Și nu este adevărat. În viață sunt mult mai multe lucruri mult, mult mai importante decât moda, frumusețe, machiajul, hainele și lucrurile astea. Și adevărul este că vorbim despre frumusețe și despre viață și despre chestii de genul ăsta, niciodată o îmbrăcăminte frumoasă sau un machiaj frumos nu vor putea ascunde un caracter urât. Așadar, putem să ne îmbrăcăm cum vrem, putem să ne machiem cum vrem. Dacă în interior nu suntem niște persoane bune, frumoase și nu știm să răspundim în jurul nostru lucruri pozitive, nu cred că ne poate salva un machiaj sau o îmbrăcăminte frumoasă. Acest clip vrea să fie mai mult o încurajare pentru persoanele care vor să facă ceva sau care nu au făcut ceva tocmai din motivul că sau temut de ce ar putea să spună lumea din jur despre acțiunile lor sau de faptul că se compară cu alte persoane și poate nu ar fi la fel de buni sau de bune sau poate nu ar avea același content la fel de bun. Un lucru pe care eu l-am învățat pe pielea mea este că e mai bine să faci lucruri decât să nu le faci. Fă-le, pentru că și dacă greșești, măcar ai învățat ceva din chestia aia. Dar dacă nu le faci,
te vei gândi tot timpul la ele ca și cum dacă aș fi făcut-o și vei trăi așa cu regretul ăla dacă aș fi făcut chestia aia, ce s-ar fi întâmplat. Și din punctul meu de vedere, avem o singură viață, ar fi păcat să o risipim gândindu-ne ce ar fi fost dacă, și totodată ar fi păcat să o risipim urmărind oameni care nu ne ajută cu nimic, oameni care nu ne fac cu nimic pe noi persoane mai bune, oameni care nu ne inspiră, și ar fi păcat să ne irosim timpul făcând lucruri negative. Ar fi păcat să ne irosim cel mai prețios dar pe care l-am primit, pe lângă sănătate, timpul care este atât de scurt, făcând lucruri care nu aduc niciun beneficiu nimănui. Acestea fiind spuse, sper ca acest clip să vă placă. Sunt super curioasă ce părere aveți și voi, așadar aștept cu mare, mare interes să citesc comentariile voastre și până data viitoare vă urez toate cele bune, numai vibe-uri pozitive peste tot. V-am pupat pe toți! Pa, pa!